Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire intuitivă pentru următoarele 3 zile. Am pregătit o ceașcă de cafea, ceașcă arată așa. S-au creat niște imagini foarte, foarte interesante. Aș putea să spun că sunt 3 zile cu noroc, cu vești, cu daruri. Puneți un punct pe ei. Clarificați ceva cu un necunoscut sau vă inspiră ceva, vă trezește ceva. Aflați ceva necunoscut, cum ar veni un secret, care vă dă o revelație, o idee. Vă grăbiți repede, repede să ajungeți undeva, să rezolvați ceva și rezolvați. Cumva aveți spor la două capete sau nu știu, pe două planuri. Vă vin niște daruri, niște vești. Aveți o revelație, poate chiar legată de credințe, ca și cum aici văd cumva ochiul lui Dumnezeu sau Trinitatea, zici că este prezentă pe casa voastră, în casa voastră, un triunghi sacru, nu vorbesc de un triunghi amoros, ci vorbesc de un triunghi sacru care poate fi legat de Trinitate. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, văd aici o reușită, o realizare care vine prin credință. Vine printr-o revelație, printr-o minune, printr-o intuiție. Se petrece ceva miraculos pentru voi. Daruri vin către voi. O să aflați de cineva supărat, îmbufnat. Faceți cunoștință cu cineva. O literă de K, K sau K, poate juca un rol important pentru voi, un trifoi cu patru foi, un noroc în afara casei, să știți. Ori faceți niște cumpărături norocoase, ori veți avea o oportunitate, un noroc, să câștigați ceva, la un joc, la o întâlnire, la... Văd aici că parcă vă duceți undeva unde sunt și niște situații de... Aici poate legat de copii. Cum ar veni undeva unde sunt tot felul de jucării, de maimuți, oi, de povești, de desene animate, de chestiuni din acestea care parcă sunt de desene animate, care parcă sunt de povești, parcă sunt de lucruri vesele, să spunem așa. Aflați și de o încrengătură, cineva care a intrat într-o încrengătură sau vrea să vă atragă pe voi într-o încrengătură. Nu e că va reuși decât dacă vreți voi, să știți aici. O să auziți de vreun dinozaur, mă rog, de vreo persoană poate mai... De mult ea este într-un anumit loc, face anumite lucruri. Și cumva acum... Este cumva atacată din mai multe părți, că o văd așa, parcă trebuie să se învârtă repede să se apere și dintr-o parte și din alta, este cumva încolțită. Are legătură poate și cu niște daruri, aici poate ține și de societate sau ține și de un dar mai mare. Puteți avea un câștig mare de dar, să știți, dar totuși într-o situație păresc că vă mișcați încet, așa ca melcul, poate și datorită unei dușmănii. Sunteți mai prudenți sau în această săptămână, aceste 3 zile pot apărea niște situații dușmănoase în care vă cere să fiți puțin mai prudenți. Aflați secrete. Dați mâna cu cineva, rezolvați ceva. Un G, un I, un J joacă un rol important, un S. O firmă, ceva, poate vă gândiți să vă faceți o firmă sau aveți de-a face cu cineva care vă invită să lucrați într-o firmă. Vă propune ceva, ori o colaborare, ori văd că stați pe gânduri că aveți parcă din două, trei părți niște propuneri legat de mare ceva, văd aici. Veți încerca să vă stabiliți în ceva, să vă hotărâți în ceva, să luați o hotărâre. Văd că aveți de-a face cu zodia Săgetător, Berbec, Leu, Taur, Capricorn, mai văd aici, importante pentru voi, reușite, dar totuși cu o greutate, adică aceste reușite care le veți avea pe profesie, carieră, nu sunt ușoare reușitele, ci muncite sau meritate, cum se spune.
Dragostea nu vă va ocoli în aceste 3 zile. Veți avea ocazie să fie să cunoașteți o persoană de care să vă placă, fie să își arate sentimentele față de voi o anumită persoană. Poate fi dintr-un semn de foc. Sau mai poate fi și un semn de pământ. Dar acest semn de pământ, cumva, ori voi n-aveți încredere, ori într-adevăr ea, această persoană parcă are totuși două fațete, pare puțin și poate cu foarte mult orgol sau foarte multă gelozie. Veți afla ceva și legat de un scorpion, de un rac, de o zodie pești, aflați niște secrete. De par și venia lor, la unora dintre ele, aceste persoane parcă au niște secrete, vă dau niște îndoieli, ceva, nu știu, vă puneți un semn de întrebare, vă tristează ceva, felul lor de a fi sau cumva joacă la mai multe capete sau nu știu, au ceva care, o fățărnicie, să zic așa, o ipocrizie. O să aflați de necazul cuiva, de cumpăna cuiva. Aici poate ține și de o chestiune mai puțin morală, cum își face cineva norocul sau cum și-a făcut un noroc. O durere de cap aici, nu știu, ori aveți voi vreo durere de cap, ori să nu vă doară capul de ceva. Veți afla un secret, dar acest secret, să știți că dacă nu sunteți atenți, foarte ușor îl puteți pierde. E un secret de noroc, adică ceva norocos, ceva de a vă, ori să vă inspire și pe voi, ori să vă faceți o reușită, dar foarte ușor o și puteți pierde, fie că nu o băgați în seamă, fie că ceva vă scapă. Puteți face în această săptămână să cunoașteți sau să aveți de-a face cu o persoană foarte importantă. Primiți bani, din nou. Dar să știți că și în afară casei și în casă și pe lângă casă voi aveți niște reușite de bani, de cumpărături sau, nu știu, de investiții, daruri care vin, oferte care vin, dar totodată văd și aici și văd și aici, nu chiar foarte aproape de voi, dar în drumurile voastre, niște persoane cu ochii pe voi sau chiar gata, gata să vă apuce ceva, grăbește pasul. Dar văd că vă veți prinde la timp. Deci s-ar putea să descoperiți la servici chiar sau în drumurile voastre, când plecați, când veniți, în drumurile voastre, să descoperiți că cineva încearcă repede, repede să vă, ori să vă urmărească, ori vrea să ajungă repede să vă facă vreo ceva, ori să vă ia ceva, ori să vă facă ceva, dar repede, repede vă prindeți sau repede, repede îi întoarceți ceva, îi întoarceți situația, că văd că imediat după aceea parcă se dă înapoi și fuge, se sperie de voi, nu se așteaptă să reacționați așa sau nu se așteaptă să o vedeți, să vă prindeți, văd că se răstoarnă repede situația. S-ar putea la unele dintre voi, la unul dintre voi să fie și o persoană în care voi aveați încredere, pentru că văd că se răstoarnă o prietenie, o dragoste, deci o dați peste cap, nu mai vreți să mai aveți de-a face cu această persoană, pentru că ori vă minte cu ceva, vă prindeți că vă minte, vă înșală cu ceva, ori va încerca să vă păcălească cu ceva și vă prindeți și vă dați la o parte, o dați la o parte. O să aflați de cineva care, nu știu, aici zici că e o broască râioasă, o drăgușor, ceva, niște vrâși, ceva legate de o anumită persoană, poate chiar cu litera de S, M, mai văd aici. Aflați voi de niște vrăși, farmece, un drăgușor sau e o persoană îndrăcită, urmărită de un drăgușor sau ea e îndrăcită. Are vreun viciu, are vreo minciună, are vreo gelozie, are ceva acest drăgușor. Nu e el degeaba aici. Și uite ce câtea broască, zici, iar la fel, zici că e o broască care parcă zici că e întins așa pe brânci. Da, deci s-ar putea să fie, să aflați de niște vrăji, ele pot fi de mult sau acum se înrânnoiesc, să le fac ce cineva, dar sunt grele. Nu va putea avea efect, pentru că văd că totuși îi se întoarce ceva, e ca un bumerang, așa, are un efect de bumerang. Ori pentru că voi aici văd că aveți și pe casă această trinitate, acest ochi, această credință și cumva așa veți descoperi voi niște hoții, niște înșelătorii, niște dușmănii, niște chestii care poate țin de mult.
prin care voi ați trecut aici, zici că e ca un dinozaur din ăsta așa și cumva va fi atacat din multe părți sau chiar pe voi va ataca. Deci ați avut niște probleme, dacă cumva vă regăsiți, pentru că aici văd ca și cum voi ați avut multe probleme din mai multe părți în același timp, pe mai multe planuri și e posibil să fie și din vrăji farmece care au fost făcute fie pentru o literă de S, M, fie de la această persoană. Mai văd și un G aici. Un A, un D, un C. Multe, sunt niște secrete care vor ieși la nivel acum să desfac niște vrăji farmece. Posibil și ca să desfac niște vrăji farmece care poate au fost de demult. De la o persoană foarte, foarte rea, foarte complicată. Poate fi o persoană care avea mulți bani sau vrea să facă mulți bani. Aici pare cumva ca și cum poate fi și din cauza unei dragoste, ca și cum a tras de aceeași dragoste această persoană. Mai văd un J, un I, un T, G. Aici au fost niște bârfe sau nu știu ce să zic, niște intrigi, niște ceva, o să descoperiți, să se schimbe ceva. Aveți mai multă forță, putere, ieșiți ca și cum ieșiți, ceva vă trage înapoi, vă scoate, ieșiți din această intrigă, din această încrengătură, din această... Văd că ceva se luminează în viața voastră, primiți o protecție divină. Văd aici că are de-a face și cu o zodie rac, poate, sau, nu știu, a fost cineva care v-a apucat ceva, ca într-un clește v-a ținut. Mai văd și o zodie de săgetător. Deci, în curând vine și zodia săgetător, probabil după de o dată de 21 încolo. Se schimbă zodia și se schimbă ceva și în viața voastră. Vor ieși la suprafață niște adevăruri, niște revelații, vești, daruri. Cu darurile veți sta foarte bine, un mare noroc. Și pe inimă aveți un mare noroc, să știți. Un punct pe I îl puneți. Vă mirați de ceva? De două ori veți avea noroc. Trei zile la rând, de două ori, deci în fiecare zi puteți avea de două ori noroc. Sau două ore, două situații norocoase, două chestii norocoase. Rezolvați repede ceva în aceste trei zile, legat de un dar, legat de un câștig, legat de o situație personală. Aveți de-a face cu niște persoane inițiate sau persoane care sunt foarte bune profesioniste în ceva. Ori voi vă specializați în ceva, ori aveți de-a face cu niște specialiști. Un specialist, cel puțin, văd aici, doi cel puțin, cu care poate discutați ceva. Ori vi se propune ceva, văd aici, ori... Vă gândiți voi să vă mai pregătiți, să vă mai specializați. Multe întâlniri, să știți că veți avea discuții, dar aflați și de niște cumpenele unor persoane. Poate legați și de o credință, orică ele n-au credință și vor avea cumpene, ori sunt și din cauza credinței au niște cumpene, adică pot fi persoane care, nu știu, au potriva celor care au credință ceva și pot fi astfel de situații. Depinde și de credință. Văd niște... lucrături așa parcă cu două fețe, niște chestii. Puteți afla sau aceste persoane pot avea probleme cu legea sau puteți afla de niște persoane care vor avea probleme cu legea. Haideți să vedem ce spun și cărțile. În toate cărțile vin cu mai multe amănunte. Pentru zodiile de foc, întâi și întâi, un drum, un premiu, o prietenie, o reușită, o întâlnire prietenoasă, o afacere de suflet. Haideți să vedem pentru zodiile de pământ, taur, fecioară, berbec. Pentru zodia berbec, leu, săgetător, următoarele trei zile cu ce noutăți vine, cu vești. Vin cu vești, cu daruri, veți afla niște minciuni, veți descoperi niște minciuni, veți descoperi niște bârfe. Pe casă, în casă.
Mare reușită să știți că puteți avea o revelație, într-adevăr, o minune, cineva să vă spună vorbe bune, dulci, de dragoste. Veți avea poate și niște îndoieli, veți mai învăța ceva, veți avea un vis frumos. În dragoste, în schimb, aici puteți avea, într-adevăr, aveți nevoie de protecție divină, pentru că s-ar putea să descoperiți pe cineva între cei vrăși farmece, într-adevăr, care pot fi pe dragoste. Pentru voi ca doamne, în mod special, poate și din cauza unei persoane într-un zodie de pământ sau, nu știu, ceva se pot petrece, cineva vă dușmănește foarte tare, dar veți lua o hotărâre și veți avea o reușită. În dragoste, în drumurile voastre, în schimb, aveți reușită ca zodii de foc, în ciuda unei gelozii sau prin niște prietene, prin niște prieteni, prin niște persoane care vă iubesc, vă ajută, vă susțin. La drum, la servici, veți afla de cineva, de niște persoane care, într-adevăr, pot să vrea, dorească să vă facă niște neplăceri legate de un dar, o înșelătorie. Nu vor reuși. Veți avea reușită, veți avea intuiție, veți avea noroc, oportunitate, fler, dar. Și surpriza, o reușită, o veste, o realizare, un act, o petrecere, o iluminare, o noutate. Dar să vedem de ce aveți pe dragoste și pe servici totuși acest stres. Discuții, enervare, bârfe sau chiar cineva vă urmărește, cineva vrea să vă păcălească, să vă facă vreo pagubă. Să vedem pe dragoste. Ei da, trădarea în dragoste. Aici poate fi și legat de o trădare sau poate fi legat de o gelozie. Cineva foarte gelos care vrea să vă păcălească într-o dragoste sau să vă aducă într-o situație, vrea să profite cum ar veni într-un mod poate mai... Pot fi într-adevăr și vrăși farmece, dar le veți contracara. Și la servici din gelozie, poate fi și legat, pentru că aveți voi niște bucurii cu niște doamne, niște tineri sau gândurile lor pot fi, încearcă poate să vă facă niște neplăceri pentru bucurii, ca să aibă numai ele bucurii cum ar veni acele persoane, dar nu va ieși așa. Haideți să vedem și pentru semnele de pământ, aur, fecioară, capricorn. Bucurii, bucurii, daruri, vești, un copil, o prietenie. Vă gândiți, poate să faceți un drum, veți primi o veste, puteți face o cunoștință nouă, pe casă în casă, protecție divină, revelație, miracol, o hotărâre importantă, poate legat de sănătate, studii, clarificați ceva pe o îndoială. Și la voi pe dragoste, bucurii în cumpănă, puțin poate și din, pentru o persoană într-un semn de foc. Aflați de bucurile și cumpăne, noroc și ghinion în același timp. Însă, sau vrăși farmece la fel. Pe drumuri, în drumurile voastre, petreceri, evenimente reușite. La servici, nume multe discuții, poate și o gelozie, o bârfă. Surpriza, vești și minciuni. Veți descoperi o minciună. Veți descoperi o bârfă sau o mică pagubă. Haideți să vedem ce e cu această cumpănă, bucurii în cumpănă sau vrăși farmece. Ele se pot tăia, poate prin cineva din semn de foc, într-adevăr, printr-un miracol al credinței, prin oameni de stat, printr-o veste. Se poate tăia niște vrăși farmece, se pot produce niște miracole, dezlega niște vrăși farmece sau aflați de cineva care a avut vrăși farmece și se dezleagă. Haideți să vedem și pentru semnele de apă. Rac, scorpion, pește. Vești, daruri, cineva din semn de pământ important pentru voi, aveți de-a face cu vreun profesionist, un specialist în ceva sau cineva din familie important pentru voi, pe casă în casă și la voi. Se întâmplă ceva, oameni de stat, discuții, întâlniri importante, cineva din semn de foc, daruri, cadouri, hotărâri. Pe dragoste, în schimb, și voi, să știți că se întâmplă ceva. Deci se întâmplă ceva, vrăși farmece, aici se pot face vrăși farmece sau cineva are un necaz. Aici poate fi și o karmă colectivă sau într-o familie. În drumurile voastre puteți avea și voi evenimente, bucurii reușite prin niște doamne. Sau legat de sănătate, legat de educație, legat de niște întâlniri. Niște prietenii, niște noutăți, vești. În servici la fel, aveți de-a face cu un profesionist. Cineva vă iubește, cineva vă ajută, cineva de la drum lung. Și surpriza la fel, bucurii reușite sau chiar o căsătorie, o căsnicie, musafir reușite. Dar să vedem ce e cu această cumpănă și la voi. Depinde și ce gândiți. La unele dintre voi poate să fie și un semn de apă, semn de aer aici, sau cineva cu fiber albaștri, o familie.
cumpăna unui cuplu. Într-adevăr, poate ține de o dragoste, vrăji în dragoste, să știți că se pot face vrăji în dragoste, pentru că vine Sfântul Andrei și se fac vrăji în dragoste. Haideți să vedem și pentru semnele de aer, gemeni, balanță, vărsător. Deci de aceea poate trebuie mai multă credință în casă, pe casă sau, mă rog, să vă duceți în, cum se spune, în casa Domnului, pentru că se pot face vrăji în dragoste. Pe casă, în casă și la voi, într-adevăr, hotărâri, reușite, vești, daruri, o familie, copii, ce gândiți voi, are un rol foarte important. În drumurile voastre, bucurii cum până și la voi. Deci, într-adevăr, sunt niște, se pot face vrăji pe dragoste. Dar să taie cazul. Printr-un miracol, printr-o credință, printr-o prietenie, printr-o reușită. În schimb, voi în drumurile voastre puteți avea scandal, certuri sau să aflați de cineva care are niște gelozie aici, văd niște bârfe. La serviciu, în schimb, puteți avea o mare reușită, o mare realizare, un dar, o hotărâre, o dragoste, o prietenie. Și pe surprize la fel, lume mult, aglomerații, întâlniri, discuții, noi cunoștințe. Dar să vedem pe drumuri și în dragoste. De ce aveți această cumpăn acest stres, aceste certuri, discuții, bârfe, aglomerații, pot fi și aglomerații în drumurile voastre, dar pe dragoste, într-adevăr, pot cu bucurie cumpăn aflați secrete. De ce reușite, de scăpați de niște necazuri din ghinion, într-adevăr, printr-o prietenie, poate are legătură și cu drumurile lungi sau pe timpul nopții, vreo revelație, vreun vis, într-adevăr, aglomerație, hotărâri, poate ține și de haină de stabilitară, pot ține și de niște chestiuni care țin de profesie, carieră, niște energi, pentru niște bârfe, gelozii, invidii, dar se pot schimba lucrurile în bine. Cam asta e din ce pot să spun, dragile mele, dragii mei, pentru următoarele 3 zile, așadar, eu sper să aveți parte de 3 zile minunate, binecuvântate, oriunde ați fi, aveți grijă de voi, la revedere, să iubiți și să fiți iubiți!